afară. Din cele 6 jurnale apărute, pe care nu cred că le-ar mai fi luat cineva să le recitească, decât dacă ar fi căutat o referință anume, uitându-se direct la indice și la numele sau persoana care ne-ar fi interesat, s-a făcut un singur jurnal de dimensiuni foarte acceptabile, care a devenit puțin altceva. De nostalgia lui Tarkovski și spune, dom'le, la Revoluția din mine, lentoarea din Tarkovski mă nenorocește, nu-mi place. Și sufletul ei de mamă sau de prietena lor i-ar fi dorit să se rămână acolo. Dar românismul din ea e fericită că ăsta vine înapoi în țară, la care Preșu are o replică superbă, zice, da, Victor Ieronim Stoichi s-a luat calea lui Iliade și rămâne aici. Aș recomanda regizorilor să facă un film după această carte, pentru că este o carte care se lasă filmată și în care veți vedea niște eroi din aceia anonimi care au salvat încă o dată, au salvat oameni. Acest volum este rezultatul unui parteneriat între editura Humanitas și Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Și cred că acest parteneriat vine într-un moment simbolic remarcat de dumneavoastră.